Bun găsit, doamne domnișoarelor, domnilor! Azi în Brașov ne ocupăm din nou de orașul ăsta frumos în care trăim. Domnul Laszlo Baravaș, viceprimar al municipiului, este alături de noi. Bun regăsit! Bună ziua! O să intru direct în subiect așa. Ce să facem? Pandemia e pandemie, facem emisiunile de la distanță, dar informațiile sunt importante. Probabil că locația despre care s-a vorbit cel mai mult în ultima perioadă este podul de la Fartec. Deci rețelele de socializare gem de tot felul de idei, de presupuneri, de critici. Mai sunt și unii care spun, lasă domnule că o să fie gata și asta e treaba. Da, cred că ne trebuie o părere competentă aici și poate cine știe un orizont de timp în care pasajul ăsta va fi în sfârșit gata. Da, acum, bineînțeles că sunt multe păreri și e vorba de o lucrare foarte complicată de consolidarea unui pod și reabilitarea unui pod care a fost construit în anul 1971. A fost o primă lucrare contractată de către Primăria Brașov în anul, din anul 2000 până în anul 2015, în momentul în care, de fapt, lucrările prima dată au început în anul 2015, pe 1 septembrie. În momentul în care s-a procedat la demolarea structurii podului pentru reabilitare, s-a descoperit multe alte probleme față de ce s-a scris în prima expertiză. Bineînțeles, când desfaci armăturile, când spargi betonul, găsești și altceva față de o expertizare așa, fără să distrugi anumite structuri. După aceea s-a procedat la rezilierea contractului pentru că constructorul inițial n-a putut să suporte în aceeași valoare acele lucrări suplimentare care trebuiau făcute ca să iasă o lucrare bună. S-a făcut o nouă expertiză, acum cu elementele demolate și deschise, și s-a făcut o nouă licitație pe o valoare reală a lucrărilor suplimentare. Și acum lucrările sunt în derulare. Ați văzut cum a prezentat și colegii noastre, s-au început lucrările de suprabetonare la grinzi, betonarea fundațiilor, consolidarea fundațiilor la pile. Se lucrează, numai că e o lucrare atipică. Fiecare pilă, fiecare consolă are o dimensiune proprie, nu se poate merge cu aceleași cofraje să le iei și să le pui pe toate. La fiecare pilă trebuie să adaptăm cofrajele, trebuie să adaptăm armătura. E multă muncă migăloasă și manoperă foarte mult. Da, mă gândeam, pentru că s-a vehiculat ideea asta, domnule, mai bine îl dărâmau și făceau altul în loc. Costurile de demolare erau foarte mari. Vă dați seama că toată structura aia de beton trebuia mărunțită în așa fel încât să fie manevrabilă, demolată, reciclată conform prevederilor legislative, legale acum în vigoare. Era o lucrare foarte complicată și experții au decis reabilitarea podului. Am zis, niște oameni care totuși se pricep mai mult decât ne pricepem noi ăștia care ne uită. Că la prima vedere așa zice, nu e lângă, s-a construit un pod, da? Că pasajul ăla s-a dublat, ca să zicem așa. Cred că asta e și expresia, s-a dublat pasajul de la Fartec. Mulți s-au gândit mai bine decât să stăm după pasajul ăsta care ne afectează atât de tare. Mai bine demolam podul, dar oamenii evident că spun și ei ce le trece prin minte, fără să fie experți în drumuri sau în poduri, că dacă tot eram la capitolul ăsta. Primăria a apelat la experți pentru a derula această lucrare. Ei sunt experți, ei trebuie să stabilească partea tehnică. Da, avem un orizont de timp. Am înțeles că până la finele anului 2020 deci, pasajul va fi gata.
contractul a fost bun, acum a intervenit și pandemia și a mai încurcat lucrurile, au fost probleme și cu forța de muncă, care era speriată și nu venea la muncă, ba, alții au avut rude care au venit acasă în străinătate, s-au izolat. Contractul a fost prelungit până la finele anului 2020, deci la spre sfârșitul anului vom avea podul gata. Da, acum soluția, am văzut că oamenii au tot încercat să găsească, să lucreze, au făcut și celebra seră, da? Da. De lung apreciată, sigur, de majoritatea brașovenilor care au trecut pe acolo. Eu vă spun sincer că trec aproape în fiecare zi peste pasajul ăsta, pe acest pod. E drept că au fost perioade în care n-am văzut pe nimeni să pună mâna pe vreo șaibă, dar acum par destul de activi și pe pod și sub pod. Deci ați văzut că podul a fost, s-a montat armătură, s-a găuzit planșeul podului. Celebra seră, care a fost mult ironizată de către unii, și-a dovedit utilitatea, pentru că în momentul în care lucrai de desubt, chiar dacă deasupra erau precipitații sau ploaie sau nu știu ce, apa nu se infiltrea și de desubt se putea lucra. Iar încă o dată și-a dovedit utilitatea acum la suprabetonarea, când s-a efectuat în condiții de ploaie. Da. Mă rog, inginerii au decizii, ceilalți chibiții trebuie să comenteze, adică nu vă așteptați ca cineva să nu comenteze pe treaba asta. Da, așadar o să avem și această poartă de intrare, respectiv ieșire a municipiului Brașov, terminată până la finele anului. Acum, ca să fim mai într-un ton de ăsta mai pozitiv, așa cum spuneam, eu trec zilnic peste pasajul ăsta, pe acest pod. Nu mi s-a întâmplat să văd blocaje rutiere extraordinare, să stai nu știu câte zeci de minute blocat în trafic, că nu poți să treci peste pod. Dar, dincolo de toate, sigur, există și inconveniente și poate că noi, brașovenii, ne-am obișnuit și cu o imagine foarte frumoasă a orașului nostru și nu ne place nici sera, nu ne place nimic. Vrem un pasaj cum este cel de la ieșirea spre București, de exemplu, sau celelalte ieșiri din Brașov, pe DN1 sau pe DN11. Orice lucrare de asemenea învergură cere sacrificii. Se lasă cu deranj, asta e, dar se va finaliza. Ce se mai întâmplă în oraș acum că tot a venit sezonul ăsta? Bine, nu putem să spunem că a venit chiar vara, că i-ar fi o exagerare, nu știu, cred că e o primăvară prelungită așa cu ploi, dar mai există zone în care sunt convins că trebuie să se intervină, zone în care asfaltul s-a deteriorat și așa mai departe, că nici gropile nu le plac, adică am ajuns la un nivel în care ne deranjează orice gropiță. Nu mai suntem ca pe vremuri. Corect. După cum ați văzut, Primăria Brașov în toată perioada asta a pandemiei a desfășurat lucrări de reabilitare a străzilor, de reparații, de reparații marcaje, de salubrizare, de măturare, de spălat străzi. Deci nu am stat, am muncit în continuu, în așa fel încât să profităm de perioada cu circulație redusă și lucrările care necesită deranj în circulație să fie efectuate până la revenirea la normal. Acum am revenit la normal, ce-i drept. Traficul în municipiul Brașov este identic cu traficul din aceeași perioadă anului trecut. Nu mai avem... Bun, multă lume a sperat, și eu personal vă zic sincer că am sperat că după ce trece pandemia asta o să fim mai înțelegători cu mediul înconjurător, că o să umblăm mai mult cu bicicleta, cel puțin prin centru. Bun, hai să zicem că perioada asta nici vremea nu ne ajută, dar rămâne de văzut apropo de lucrul ăsta, pentru că în perioada cât am stat pe acasă în pandemie, în stare de urgență, acum suntem doar în stare de alertă, s-au vehiculat tot aici. Ne legam și de podul de la Fartec, dar ne legam și de traficul din oraș. Poate după ce se schimbă vremea, o să umblăm și noi cu bicicleta, nu o să mai poluăm atât de tare. Presupun că acel senzor pe care îl are domnul primar în birou nu mai e atât de verde cum era în pandemie, că s-a mai îngălbenit sau chiar înroșit.
Oscilează. Să știți că și lipsa precipitațiilor influențează calitatea aerului și acum chiar știți cum se zice, ploaia de mai e aur. Chiar am avut precipitații mai și era o lipsă acută de umiditate în sol, deci ploaia a fost binevenită. Acum, când e prea cald, nu ne convine, când plouă, iar nu e bine. Na. Să sperăm că acum a plouat destul și o să vină o perioadă de vreme bună, cu mult soare, în așa fel încât să putem să ne desfășurăm activitatea în mod normal. Am înțeles că primarul Brașovului s-a întâlnit cu vicepreședintele Consiliului Județean, coordonatorul proiectului SMID, doamna Imelda. Aici o să-mi fie greu să pronunț, chiar dacă am unele talente, Toașo, coordonatorul programului SMID. Da. Strategia de management integrat a deșeurilor. E o chestie cu care ne confruntăm în aceste zile. Eu, de exemplu, mă bucur că la noi, la Stupini, se colectează selectiv. Avem miercurea zi de deșeuri din astea reciclabile și joia zi de gunoi menajer. Și din câte am văzut eu așa umblând pe acolo pe străzi, oamenii chiar punga verde e punga verde, punga galbenă e galbenă și albastră e și ea plină. Da, într-adevăr, a avut loc o întâlnire cu reprezentanții Consiliului Județean și cu consultanții care realizează această strategie. A avut loc discuții pe tema asta referitoare la strategia care se va adopta, la o viitoare identificare a unei locații pentru un nou depozit conform, discuții referitoare la depozitul conform existent, funcțional, pe raza județului. S-au tras niște concluzii, urmează alte întâlniri, pentru că este un program amplu și necesită multe date și datele acestea trebuie corelate. Probabil că în perioada imediat următoare o să avem iar o întâlnire pe aceeași temă. Da, apropo de zonele astea în care se depozitează deșeurile, se discută mult și despre acest lucru, despre mirosuri, bacă vin din zona de deșeuri, bacă este îngrășământ natural pe câmp, fiecare, bineînțeles, care are altă teorie și cu siguranță, pe undeva poate fiecare are dreptate, un sâmbure de adevăr există în fiecare comentariu, chiar dacă unele sunt bine intenționate, altele mai puțin bine intenționate, altele sunt direcționate așa ca să creeze o anumită stare. Da, oamenii fiecare, evident, își asumă responsabilitatea pentru ce scriu. Fineco, lucrările de la rampa ecologică de acolo, am înțeles că sunt în plină desfășurare, se închide și așa mai departe. Să ne explicați un pic care e situația. Deci și domnul primar și eu săptămânal, o dată sau de două ori, suntem prezenți acolo pe șantier să verificăm lucrările de închidere. Lucrările merg într-un ritm bun, chiar am progresat destul de bine, vremea a fost favorabilă și s-a făcut un mare progres. S-a trecut la montarea instalației de colectare a gazelor. Chiar s-au montat deja primele stații intermediare. Autoritățile locale, prefectura, a sprijinit sosirea echipei de montaj din străinătate, în așa fel încât lucrurile să fie în grafic și să se meargă într-un ritm susținut. Din păcate, acum perioada asta ploioasă ne-a încurcat un pic, a trebuit să oprim lucrările, dar în curând se vor relua. Echipa care montează sistemul de colectare și ardere a gazelor se va întoarce și vor continua lucrările în momentul în care condițiile meteo ne permit acest lucru. Haideți să explicăm un pic pe înțelesul tuturor. Scuze. Să explicăm un pic pe înțelesul tuturor de fapt ce înseamnă închiderea acestor celule, am înțeles, celula 1 și celula 2 de la rampa ecologică. Ce înseamnă? Eu îmi imaginez personal de ce se instalează acele
știu eu, echipamente de ardere a gazelor, pentru că în momentul în care e acoperit, lucrează acolo deșeurile, nu? Și emană gazele astea care trebuie evident arse ca să nu se ajungă la lucrurile dorite. E vorba de profilarea depozitului. Prin proiect există un profil, o formă a depozitului care trebuie să fie realizată cu drumuri de acces. Depozitul, după ce s-a profilat, se acoperă cu folie. Folia este acoperită cu un strat de pământ. Prin acest strat de pământ se trag conductele, se sapă 52 de puțuri. Au fost săpate deja. Bineînțeles, aceste puțuri au o tehnologie, colectează gazele. Gazele acestea sunt captate în stații intermediare, iar din aceste stații intermediare sunt duse spre o faclă, filtrate și duse spre o faclă de ardere. Aceste puțuri au fost realizate, gazele au fost captate. Acum să nu vă închipuiți că acolo gazul iese sub presiune și dă să arunce puțul afară și capacul puțului afară. Aceste gaze vor fi pompate prin absorpție, se vor direcționa către stațiile intermediare și de acolo spre partea de filtrare și de ardere, dar totul se va desfășura prin pompare. Să nu creadă lumea că acum e o presiune acolo de sare puțul în aer și vor să iasă gazele neapărat. Am înțeles. Lucrările se desfășoară conform proiectului. Există consultanți care verifică lucrările, garda de mediu, agenția de mediu, au fost în teren, au văzut. Deci nu se desfășoară ceva haotic, ascuns de ochii lumii și toată lumea moșmândește ceva acolo. Da, îmi imaginez că lucrurile astea prin alte zone ceva mai civilizate se realizează de mult timp, iar mersul pe bicicletă nu mai poate fi inventat acum. S-a inventat de mult, nu? Deci va fi un proiect exact ca în alte zone civilizate. Da, peste tot în lume se produc deșeuri care trebuie să aibă un parcurs destul de clar din gospodărie sau cine știe din ce locație, trebuie să ajungă într-un loc unde să fie sortate și în așa fel încât să nu mai rămână nimic în dăunător, că și așa suntem niște animale cu două picioare extrem de dăunătoare. În ceea ce privește mediul înconjurător, nu suntem deloc prieteni cu mediul. Bun, mergem mai departe, că mai avem 10 minute din emisiune. Zona după ziduri și descoperirea canalului Timiș. Și aș vrea să încep cu asta, cu strada Castanilor, pentru că noi doi am discutat în emisiune acum vreun an de zile, cred, despre proiectul ăsta. Era un proiect care dumneavoastră vă plăcea foarte tare și felul în care povesteați ne aducea și pe noi în starea asta să ne placă ideea. Dar am înțeles că s-au oprit lucrările. Deocamdată nu s-au oprit lucrările, deocamdată am suspendat proiectul. Deci în zonă vor fi foarte multe lucrări de rețele, de reorganizări de trafic, de nu știu ce, zone în zona aulei universității. Deocamdată așteptăm să terminăm toate lucrările de rețele. Ați văzut că se sapă apă, curent. Așteptăm ca toți rețeliștii să termine lucrările, să facem și problemele de reorganizare a circulației în zonă. Proiectul nu este abandonat, deocamdată e suspendat. N-am renunțat la idee și eu susțin această idee. Am mai analizat și o altă variantă cu proiectantul, una și mai simplă de realizat. Vedem pentru care optăm. Da, am înțeles că totuși există și niște locatari de acolo din zonă care... Mă rog, oamenii... Există, am primit o listă cu semnături, vreo 160 de semnături care sunt împotriva proiectului. Nu i-am numărat pe cei care susțin proiectul, dar probabil că sunt mai mulți. Da, asta mi se pare mie interesant în Brașov. Nu mă interesați pe mine alte orașe, ce obțin în momentul de față. Dar mie mi se pare că întotdeauna autoritățile locale îi bagă prea mult în seamă pe cei care se opun anumitor proiecte și nu găsim soluția efectiv
de a face un referendum real asupra unei chestii. Noi postăm ceva și vedem cine este de acord, pentru că dacă 160 sunt împotrivă și 170 sunt pentru, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt destul de clare. Dar s-ar putea să fie 300, 500 pentru și atunci nu putem să ne oprim pentru că, până la urmă, sunt niște exerciții democratice și astea. De, acum, eu înțeleg și pe aia care s-au supărat, de exemplu, că nu mai au locuri de parcare pe Nicolae Iorga. Pot să-i înțeleg. Pe de altă parte, nu pot să înțeleg chiar pe toți, că sunt oameni acolo care au curți, da, locuiesc pe Nicolae Iorga, au curte, dar preferau să-și pună mașina la parc, absolut. Sunt niște lucruri, nu găseai. Deci dacă cineva își imaginează acum că găseai în orice moment al zilei, oricând acolo un loc de parcare, se înșală. Și eu cred că majoritatea locurilor de parcare erau ocupate de oameni care locuiau în zona respectivă. Acum. Exact. Da, probabil că se vor mai regla lucrurile astea, oamenii vor înțelege. Haideți că pomenisem de după ziduri. În continuare se lucrează după ziduri, surprizele sunt din ce în ce mai mari, cantitățile de, nici nu știu cum să le spun, reziduri colectate sunt și ele din ce în ce mai mari și, da, și spurcata are viitorul ei. Da, după câte ați văzut, lucrările din piațeta, piața Sfatului 27 sunt în derulare. Se lucrează, s-a făcut igienizarea zonei după ziduri, am făcut și igienizarea în pădure, ați văzut că erau lemne depozitate acolo, le-am eliminat. Am făcut o primă igienizare a pârâului Graft, am scos foarte multă mizerie, după cum s-a văzut și în fotografii de acolo și cei care au trecut pe acolo sigur au văzut. Între timp, compania APA lucrează în zona Schei pentru extinderea rețelei de canalizare în așa fel încât să captăm toate casele care mai evacuează în acest canal. Lucrările merg foarte bine, le verificăm aproape zilnic. Se progresează. Pot să spun că la ora asta avem deja 49 de case colectate la sistemul de canalizare din cele aproape 100 care le-am inventariat noi. Deja se vede, calitatea apei s-a îmbunătățit, încă mai avem probleme, dar eu zic că lucrurile merg într-un ritm bun și vom ajunge ca această apă să o punem în valoare, pentru că zona este deosebit de frumoasă, primăria are proiecte acolo, culturale, împreună cu Asociația Mural. Chiar ieri am fost în zonă și am străbătut toată zona împreună cu reprezentanții asociației să vedem ce proiecte au ei, cu ce putem noi contribui la aceste proiecte. Am verificat grotele, am verificat ce lucrări sunt necesare în zonă, de iluminat, de reparații bănci, mobilier urban, de reparații alei, de igienizat în zona verde. Am făcut o listă și continuăm lucrările care au fost începute acolo până iese o zonă plăcută ochiului și nasului, să zicem, și în așa fel încât brașovenii și turiștii care vin în Brașov să se bucure de această zonă deosebit de frumoasă de altfel. Da, eu am copilărit în zona respectivă și pot să vă spun că, nu știu, amintirea așa de copil, acela, din punctul meu de vedere, este cel mai răcoros loc din oraș pe timpul canicului. Atunci când este vară, temperaturile se apropie sau chiar trec de 30-32 de grade Celsius, în zona respectivă este un climat extraordinar, bineînțeles pădurea, apa, zidurile cetății asigură lucrul ăsta și cred că pentru o după-amiază de vară, da, poate chiar ziua în amiaza mare, putem să ne plimbăm în zona respectivă și să uităm cel puțin pentru moment de caniculă. Tot apropo de zone de astea de plimbat, am înțeles că un parc de agrement se va amenaja pe fosta rampă de deșeuri din Timiș-Triaș. Triaș, de fapt, cum zicem. Timiș. Da. După cum știți, primăria Brașov a realizat un bilanț de mediu nivel 2, adică, să zicem altfel, un studiu de impact asupra mediului.
în așa fel încât să ne dăm seama dacă aceste rampe, care au fost închise de foarte mult timp, dacă mai au un impact asupra factorilor de mediu. Mă refer la apă, aer, sol. Execuția acestui bilanț de mediu s-a finalizat, lucrarea a fost recepționată și concluziile sunt că într-adevăr este necesar ca depozitul să fie închis definitiv, dar ea poate fi trecută din categoria B în categoria C, adică depozit de deșeuri industriale inerte, în așa fel încât să putem face o procedură simplificată de închidere. Asta înseamnă costuri reduse pentru bugetul municipiului Brașov. Și studiul chiar recomandă transformarea zonei într-o zonă verde de agrement, în așa fel încât să-i și dăm o destinație. Oricum, acest depozit trebuie monitorizat după închidere, în așa fel încât se fac măsurători și se raportează la Agenția de Mediu dacă apare ceva, evacuări de gaze, alte, ce știu, valori de depășiri în apa freatică. Deci există și o monitorizare post-închidere. Sau da, mai exista, să zic așa. Da, există acest depozit, să zicem, a început să funcționeze undeva prin anii 40 și vorbim acolo de nisip de turnătorie, zgură, toată zona industrială pe care ne-o amintim unii din poze, cei drept. Acolo, știu eu, deversa, dacă vreți, deși ăsta e un termen mai mult legat de apă, dar acolo ajungeau aceste deșeuri. Cred că, așa când te gândești că e un munte de gunoi, cum mi se spune în mod normal, te gândești că nu se va putea face nimic de genul ăsta, o zonă de agrement. Dar eu cred că, probabil, nu știu, imaginația ne lipsește dacă se va întâmpla. În paralel s-a făcut bilanț de mediu și pe depozitul de deșeuri menajere și concluziile sunt aceleași. Deci și acolo se poate revizui proiectul și se recomandă închiderea simplificată și chiar se recomandă tratarea celor două depozite într-un mod unitar. Și realizarea spațiului verde pe ambele depozite, asta ar însemna o suprafață de aproape 20 de hectare de spațiu, zonă în care am putea realiza zonă verde, ceea ce zic eu că e bine, că e o zonă în plină dezvoltare. Da, exact. Se construiește mult în zona respectivă, iar oamenii cred că au nevoie și de, știu măcar, zone verzi, denumite generic așa, dar niște zone unde să... zone de agrement. De agrement. Cred că ăsta ar fi cel mai bun termen. Mulțumim frumos, domnule viceprimar, pentru participarea la emisiune. Ce să zic, succes, că văd că activități aveți. Mai aveam vreo două, trei chiar discutat azi în emisiune, dar din păcate ăsta este timpul. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt Dan Ghiță. Rămâneți alături de RTT.